Am o întrebare pentru domnul Sergiu Nistor. Domnule Nistor, dumneavoastră sunteți președintele ICOMOS România. În această calitate ați militat pentru înscrierea ansamblului Brâncuș în UNESCO. Pe de altă parte, ca persoană privată, faceți parte din echipa care a realizat acest fuz. E posibil ca la un moment dat acest fuz să împieteze asupra înscrierii ansamblului Brâncuș în UNESCO? Aș ruga salariații primăriei să nu intervină, întrebați. Deci acest pus este un instrument de reglementare. El ceea ce trebuie să facă, așa cum am spus, este să delimiteze zona de protecție a bunului. Dacă nu o delimitează cum trebuie, atunci este posibil ca în evaluările care se vor face în cursul anului următor, să fie cerut ca buffer zone-ul să fie mai mare sau mai lung sau mai lat. Aceste lucruri se întâmplă. Se pot cere niște adecvări ale măsurilor de întreținere sau de conservare a bunurilor. Și ele, probabil că, dacă vor fi cerute, le vom face. Deci, la nivelul orașului Târgu Jiu, se vehiculează următorul zvon, pe care dumneavoastră aveți obligația legală ca președinte ICOMOS România și fiind plătit și din bani publici de orașul Târgu Jiu pentru realizarea acestui puz, să-l infirmați sau să-l confirmați. Anume, că acest puz favorizează demolarea a două clădiri de epocă, situate între Biblioteca Județeană și Spitalul de Urgență, pe locul rămas liber, urmând a se construi un hipermarket. Întrebarea foarte clară este, favorizează puzul realizat de echipa dumneavoastră demolarea celor două case sau nu? Puzul nu are în niciuna din planșe, n-are în niciuna din planșe o marcare a unor case care trebuie să fie demolate. Nu că trebuie, care proprietarul se poate duce mâine să ceară demolarea lor în virtutea acestui puz. Oricine din municipiul Târgu Jiu poate să se ducă la primărie cu orice cere. În baza analizelor noastre, noi am calificat clădirile din perspectiva valorilor arhitecturale și istorice. Și am spus că reglementarea fie urmărește păstrarea clădirilor pe care le-am definit ca valoroase, despre care avem date certe că sunt valoroase, dincolo de monumentele istorice, sau lasă la latitudinea sau la o procedură ulterioară definirea valorilor unor case. Prin urmare, oricine se prezintă mâine la primărie și cere să primească certificat de urbanism pentru desfințarea unei clădiri de pe teritoriul acestui puz, va trebui să fundamenteze această solicitare pe un studiu istoric care să definească absența valorilor care fac ca o clădire să rămână sau nu în picioare. Asta este valabil pentru oricare din casele din zonă. Evident că monumentele istorice nu pot face obiectul unei cereri de demolare. Da. Din punctul meu de vedere, nu mi-ați răspuns și nu e în regulă că nu mi-ați răspuns. Cine stabilește valoarea celor imobile care nu sunt monumente istorice și care, pentru care există niște cereri de demolare? Da, regulamentul spune că pentru orice astfel de intervenție trebuie să fie obținut avizul Direcției pentru Cultură. Prin urmare, se supune această procedură procedurilor stabilite prin normele de protecție a Ministerului Culturii. Asta înseamnă că studiul de fundamentare a intervenției trebuie să fie făcut de un specialist atestat. Ca președinte ICOMOS România, vă rog să ne spuneți. Nu sunt aici ca președinte ICOMOS, suntem aici într-o procedură care este definită prin legea 350, o procedură administrativă de consultare. Excelență, deci premierul României când a venit sâmbătă seara sau duminică seara, a venit tot ca premier, n-a venit în timpul liber. Deci ca președinte al ICOMOS România, dacă apare un hipermarket acolo, mai intrăm în UNESCO sau nu? Eu nu am venit ca președinte ICOMOS. Mă rog, ca specialist. Eu nu vă pot răspunde în calitate de președinte ICOMOS, pentru că dacă aș face chestia asta, ar însemna să... E o sfidare la adresa orașului și a celor prezenți aici.
Cum să nu ne răspundeți când sunteți plătit din bani publici ca președinte al ICOMOS în România? În acest moment, eu nu sunt aici în calitate. Rog angajații primăriei să-l aplaude. Mai am o întrebare. Domnul